Mulți antreprenori se vor trezi cu impozite pe clădiri de câteva ori mai mari când le vor sosi deciziile de impunere de la administrațiile locale. Totuși, nu trebuie să se grăbească, iar asta va explica domnul Adrian Vascu, senior partner la Veridio. Bună ziua, domnule Vascu! Bună, bună ziua! Înțeleg că nu este o situație generală, adică avem o legislație cumva un pic confuză, iar primăriile o interpretează diferit. E vorba de apariția legii 296 pe 2020, care, deși are foarte multe lucruri bune, aici a creat o mică confuzie. Despre ce este vorba? Da, acum să știi că și acesta, din perspectiva contribuabililor, cel la care ne referim și spunând concret, articolul despre care vorbim acum este articolul care prevede că pentru persoanele juridice, în momentul în care nu depun o nouă evaluare, cota de impozitare crește la 5%. Modificarea propusă de legea 296 este că termenul după care se întâmplă acest lucru s-a mutat de la 3 ani, cât a fost conform noului cod fiscal, la 5 ani, începând cu această lege. Prin urmare, pentru contribuabilii persoane juridice, această veste ar fi fost una și este una pozitivă. Acum, unde este controversa? Am văzut că ai scris și ieri foarte bine pe acest subiect. O Practic, ai colegă a pus scris, pe de fapt. timp O o colegă a colegă. scris, de fapt, da. Da? Ați scris voi atunci, Hot News, foarte bine pe acest subiect, punând pe masă toate ingredientele, pentru că a apărut legea și, în principiu, s-a știut că va intra în vigoare, prin urmare se va trece la 5 ani. De unde s-a generat oarecum confuzia? Cred eu. Și dacă îmi dai voie, ți-aș arăta un tab. Vezi? Pe ecranul Da, are. da. Oare ce vezi? Vezi un tabel? Da. Dar oare de ce nu-l văd și eu? Stai să văd de ce nu-l văd. Posibil să nu-l văd eu. Este un tabel acolo în care care a apărut pe site-ul Ministerului Dezvoltării în 28 decembrie și care a spus că un articol din lege va intra în vigoare la 1 iulie 2021. Da? Cumva acest lucru a generat o relaxare din perspectiva, să zicem, evaluatorilor, nu? Care au știut că urmează aceste evaluări și au informat clienții în acest sens și toate au fost în regulă. Discutăm de 28 decembrie. La începutul lunii ianuarie, însă, Ministerul de Finanțe a analizat punctul de vedere pe care l-a emis Ministerul Dezvoltării, pentru că a primit mai multe solicitări de la colegi de ai lor, au primit de la colegi de ai lor din țară, când intră în vigoare acest articol. Există o comunicare internă de la Ministerul de Finanțe către Ministerul Dezvoltării și care arată în felul următor, nu știu dacă o vezi Se acum pe vede, ecran. da. Ok, în această comunicare este un extras pe care îl am, în care Ministerul Finanțelor explică Ministerului Dezvoltării că chestiunea cu tabelul nu poate fi interpretată așa, explicând de ce prevederea cu 6 luni nu se aplică acestui articol. Da? Și începe spunând obligația respectării de 6 luni fără a stabili o dată concretă de intrare în vigoare a modificărilor, de unde rezultă că stabilirea unei astfel de act este acest atribut exclusiv al legiuitorului, pe când în lege nu scrie că va intra în vigoare la o anumită dată. Ministerul de Finanțe, prin urmare, merge pe logică și vine și spune, în ceea ce privește cazul dedus analize, se poate considera că pentru acele prevederi care nu se regăsesc în articolul 7 din legea 296 și care nu intră sub incidența alineatului 2 și al articolului 4, data intrării în vigoare în lipsa unor dispoziții exprese cu privire la momentul intrării în vigoare se realizează la 3 zile de la data publicării în conformitate cu articolul. Extrasul din acest punct de vedere se încheie practic în această comunicare internă între cele două instituții că legea a intrat în vigoare la 3 zile de la publicare. Pe baza acestui comunicat intern, Ministerul Dezvoltării a emis acest comunicat pe care cred că îl vedeți pe ecran. Da. Da? În care a venit cu clarificări în 22 ianuarie, retrăgându-și tabelul pe care vi l-am arătat de pe site,
venind cu această clarificare care spune că legea a intrat în vigoare în termen de 3 zile de la publicare. Avându-le pe toate acestea, astăzi, din punct de vedere oficial, avem legea, avem punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării actualizat la ianuarie, care vine și spune legea a intrat în vigoare, lucrurile par a fi clare din perspectiva ministerului care gestionează oarecum codul fiscal, deși legea a fost aprobată de Parlament. Acum, au apărut primării, pentru că fiind această controversă, această chestiune, ba intră, ba nu intră, sunt unii care au fost adepți articolului 4 și care spun, domnule, trebuie să intre în 6 luni. Și care ignoră ceea ce Ministerul de Finanțe a spus, spunând, domnule, nu este suficient că a spus doar Ministerul, pentru că noi vrem să vedem ce ne spune, cine ne controlează. De aceea, cumva, arbitru în această poveste a ajuns acum să fie Curtea de Conturi, care nu s-a exprimat. Ce este trist, într-un fel, este că aceste lucruri se întâmplă în timpul jocului. Pentru că termenul de realizare a rapoartelor de evaluare și de depunere a declarațiilor este 31 martie. Astăzi suntem în data de 2 februarie, nu? 2021. Suntem aproape la mijlocul perioadei. Și atunci am văzut că s-a întâmplat următorul lucru. Primăriile s-au împărțit în două poziții în România. Nu am încă imaginea câte și cum, dar poate analizez zilele viitoare și vin înspre voi și ne uităm la o hartă cum arată România acum. Este clar că sunt primării, cum e Cluj, de exemplu, despre care știu că nu a mers pe ideea intrării în vigoare la 1 ianuarie, la 3 zile de la publicare, pentru că așa au decis juriștii de acolo, că asta este interpretarea domniilor lor. Sunt alte județe, cum este Timișu, care a fost un inițiator al acestui punct de vedere al Ministerului de Finanțe, susținând că legea a intrat în vigoare, deci se aplică de la 1 ianuarie, care aplică regulile așa cum sunt. Și atunci, revenind la articolul vostru de ieri, domnul primar de la sectorul 2 a spus foarte bine și precaut. Dom'le, cine plătește, cine depune raport de evaluare, a zis domnia sa, până la 31 martie, nu plătește cota majorată. Ceea ce e corect. Da? Pentru că, indiferent când va intra în vigoare legea, după spusele finalmente, probabil, al arbitrului care va fi Curtea de Conturi, dacă ai depus raport de evaluare, chiar dacă n-a intrat în vigoare, înseamnă că ai respectat legea veche, dacă ai intrat în vigoare, tu puteai să depui raport de evaluare, prin urmare, începând de astăzi, 5 ani de aici înainte, nu vei mai depune alt raport de evaluare. De aceea, cumva, cei mai prudenți s-au dus pe această cale. Pentru că riscul este, dacă va veni cineva să spună în aprilie că ar fi trebuit depus raport de evaluare și companiile nu l-au depus, să plătească acea cotă de 5%, care evident este penalizatoare față de cota normală. Cumva, asta este situația în care ne aflăm astăzi. Cel mai bine este și prin ce facem noi acum, ca oamenii să fie lămuriți exact cum stă treaba. Și sfatul meu este ca toate firmele să-și ia informația concretă de la primăria de care aparțin. Da? Pentru că e cunoscut acest subiect și primăria le va spune. Cum primăria sectorului 2 a spus prin comunicatul pe care voi l-ați publicat, mi se pare destul de clar, cine este în sectorul 2, probabil că va respecta ce a spus domnul primar, astfel încât să nu aibă niciun soi de discuție după. Dacă sunt primării, cum știu că sunt Timișoara sau Brașov, care au spus, da, domnule, a intrat în vigoare și firmele nu sunt obligate, nu se va majora cota de impozitare, atunci, cu acea informație primită de la primărie, oamenii merg înainte. Important este să știe ce au de făcut, iar companiile să decidă. Nu evaluatorii, pentru că pot să le spună doar un sfat respectiv, să le dea toate informațiile pe care vi le-am dat și eu, dar nu poți să decizi în numele contribuabilului. Mai ales că, așa cum ai început și tu, contribuabilii au fost oarecum bulversați pentru că au primit deciziile de impunere care au fost generate la sfârșitul anului trecut de sistemul informatic, care n-a ținut seama încă de această modificare și care decizii de impunere nu țineau seama că vei depune raport de evaluare. Deci ele au fost maximale, au fost transmise a priori cu cota majorată. Până la 31 martie, contribuabilii au timp suficient să se încadreze în prevederile legale încât să nu plătească cota de impozitare de 5%. Așadar, dacă au primit deja deciziile de impunere cu cota asta majorată, cei care le-au primit, să mai aștepte, să se pună prima dată să-și facă raportul de evaluare, nu? Să nu plătească. Deci primul lucru
primul lucru, în momentul în care ai primit o decizie de impunere, nu faci să plătești, ci faci să te uiți puțin la situația în care tu te afli. Dacă ești, hai să luăm pe rând. Sunt două categorii de contribuabili. Am început cu persoanele juridice. Dacă ești persoană juridică și ai primit decizia de impunere, atunci te uiți când ai făcut ultima evaluare sau când este data ultimei raportări pe care o ai la fisc, pentru că puteai să ai, de exemplu, o clădire cumpărată recent, acum 2 ani, să zicem, și atunci tu ai transmis fiscului valoarea din contractul de vânzare cumpărat. Da. Atenție și acolo când fac contribuabilul acest lucru, să fii atenți când iau din contractul de vânzare cumpărare să raporteze doar valoarea clădirii. Pentru că de multe ori în contractele de vânzare cumpărare este și prețul terenului. Da? Și atunci impozitul este doar pe clădire, riscă să raporteze o valoare mai mare și să plătească un impozit nejustificat pentru că e întreaga proprietate, nu doar clădirea. Mm-hmm. Nu toate contractele de vânzare cumpărare având alocat prețul total, cât e teren, cât e clădire. Iar aici, să nu uităm, impozitul este doar pe clădire. Terenul se taxează altcumva în România, diferit, discutăm dacă vrei altă dată, că acolo e o poveste actualizată de 1000 de ani. Sau mă rog, de foarte mulți ani. Prin urmare, revenind, se uită firmele să vadă când a fost ultima raportare și dacă a fost acum 3 ani, se găsesc în această situație, dar decide că depun raport de evaluare pe care l-ar fi depus în mod normal dacă legea aceasta n-ar fi apărut, sau se prevalează de prevederile acestei legi și spun am timp peste 2 ani. Ca să rezolve această dilemă, să pună mâna pe telefon sau să întrebe autoritatea locală de unde ei aparțin, pentru că ea va acționa asupra softului și asupra ceea ce au ei de făcut. După părerea mea, nu pot exista două realități. Nu poate să fie în aprilie sau mai valabil și una și cealaltă. Asta fără doar și poate. Prin urmare, eu cred că se va pronunța finalmente Curtea de Conturi și cred eu că pronunțarea va fi în sensul că a intrat în vigoare. Va fi cea mai puțin deranjantă, pentru că declarând că a intrat în vigoare, cei care au plătit și au făcut evaluările sunt bune făcute, nu pățesc nimic, iar cei care n-au făcut merg înainte și nu pățesc nimic. Deci eu cred că asta va fi soluția. Dar la unele primării care nu vor accepta ele chestiunea asta până prin aprilie, mai, iunie, eu știu, va veni decizia Curții de Conturi dacă va dura atât, ei vor aplica o cotă majorată. Și atunci, chiar dacă cu dreptatea în mână ei îți pun poprire sau nu-ți dau, eu știu, certificate fiscale pe zero pentru că ai datorii, e un deranj pe care și-l asumă companiile, chiar dacă își vor recupera banii, să spunem. Da? Dar o perioadă umblat prin instanțe și o chestiune pe care o pot evita. Deci sfatul este persoanele juridice să se uite situația în care se află în momentul în care au primit decizia și în acel moment vor decide ce au de făcut. Persoanele fizice care primesc acasă asemenea decizii, mai ales cei care au clădiri cu utilizare nerezidențială, clar nerezidențială, spații comerciale, benzinării, hoteluri, cât au fost pe persoană fizică, este clar că au trecut 5 ani acum, în 2021, de la ultima evaluare care a fost în primul trimestru al anului 2016. Deci ei, pentru a evita cota majorată, iar acolo s-ar putea să fie creșteri mai mari de 3 ori, că au fost cotele de impozitare 0,2%, da? Și de la 0,2 la 5 e o creștere foarte mare. Da, da. Da? De la 0,2 la 2% crește la persoane fizice. E o creștere de 10 ori. Și atunci vor trebui să-și urmărească situația proprietăților, clădirilor, să facă un raport de evaluare. Mai rămâne în discuție utilizarea mixtă, care a dat foarte multe bătăi de cap și pentru care există o modificare în codul fiscal actual, precedat de o lege care s-a ocupat strict de utilizarea mixtă înainte de modificarea codului fiscal, ele fiind comasate la acest moment. Exact, da, da. Utilizarea mixtă sunt acele clădiri care au generat bătăi de cap multiple cu cele care în respectivul imobil se folosea și partea rezidențială și nerezidențială. Prima afirmație, referitor la firmele care dețin clădiri cu utilitate, cu utilizare mixtă, nu s-a schimbat nimic față de codul fiscal anterior. Deci au rămas la fel, doar că firmele au fost puține în această situație. Persoanele fizice. La persoanele fizice sunt niște modificări față de situația anterioară, dar duse până la jumătate, din păcate. În sensul că dacă aveai o clădire cu utilizare mixtă și te duceai și spuneai, da, domnule, am o casă cu etaj, la parter am un magazin și la etaj locuiesc eu. O declarai ca mixtă. Atunci se făcea evaluarea parterului, că presupuneai că ai suprafața, de către un evaluator.
iar primăria calcula ea pe algoritmul de clădiri rezidențiale cât este valoarea impozabilă la etaj. Și se aplicau cote de impozitare diferite. Ce a încercat legea să facă și din păcate n-a dus până la capăt, a făcut o chestie corectă. A zis, domnule, hai să nu mai faci evaluare la parter. Pentru că oricum cota de impozitare la partea nerezidențială e mai mare decât cea rezidențială. Hai să evaluăm toată casa, noi, primăria, cu algoritmul pe care îl avem, pentru că ea oricum e o casă de locuit în principiu. Structura ei constructivă a fost de casă de locuit. O evaluăm ca și casă de locuit și pe declarația domnului de locuiește acolo și ne-a spus parterul are 70 de metri, etajul are 70 de metri, pe 70 de metri la parter nerezidențial aplicăm cota de impozitare de cât a stabilit-o Consiliul Local, 0,2, sau unele localități au 0,5, altele au 1,2 de decizia locală, că avea un interval din care puteau să aleagă, iar la cea rezidențială se aplică clasicul 0,1. Da? Și atunci lucrurile păreau destul de clare. Unde a încurcat legiuitorul povestea în loc să o lase clară, a zis se aplică asta cu excepția situațiilor în care utilitățile sunt deduse de către firma de la parter. O prostie, pentru că firma de la parter, ce legătură are că deduce sau nu utilitățile cu valoarea impozabilă a spațiului? Ok, exact. Da, asta a rămas neclar. Asta a rămas neclar. După care a venit legiuitorul peste toate modificările astea și a zis așa, bă, domnule, dacă persoana care are clădire cu utilizare mixtă nu vrea să declare, nu declară el cât e suprafața nerezidențială, e corect, atunci va plăti o cotă de impozitare fixă de 0,3% pe întreaga suprafață ca fiind rezidențială. Pentru București, unde impozitul, cota la nerezidențială e 0,2%, nu e interesant acest articol. Pentru alte orașe din România, unde cota la nerezidențial este peste 1%, devine interesant. Că atunci oamenii spun, știți ce? Declară și atenție, mergi și declară la primărie că nu declară. Bună ziua, am venit să vă declar că nu vă declar suprafața nerezidențială. Ca așa scrie în articolul 495.3 din modificarea la codul fiscal. Pe baza acestei declarații, pe proprie răspundere, primăria le calculează cu 0,3%. În schimb, modificarea de cod cu aceste două lucruri nu s-a repercutat, ci norme. Normele au rămas la nivelul vechi. Acum, utilizarea mixtă nu are împrăștiere atât de mare, dar pentru oamenii care se lovesc de ea, e o dramă într-un fel, pentru că se chinuie foarte tare. Eu ți-aș arăta acum, dacă mai dai voie, următoarea schemă, dacă o vezi, integral. Acum o vezi în dinamică, apare un singur căsuță cu utilizarea mixtă. Bun. Deci, am făcut schema asta logică, dacă va fi utilă, vă pun la dispoziție, în sensul că cine are utilizare mixtă? În primul rând, trebuie să vadă dacă desfășoară în casa aia activitate economică sau nu. Am două opțiuni. Dacă nu desfășoară activitate economică, deci este doar un sediu social pentru un jurnalist, cum sunteți voi, pentru consultanți care au declarat sediu PFA-ului, într-un apartament, dar nu lucrează în debara, pur și simplu lucrează oriunde, acolo sau apare. Categoria articolului 457 din codul fiscal în care au activitate economică, deci un sediu fără activitate economică. Atunci, clădirea rămâne rezidențială. Acum, sunt primării care au abuzat și aici și cer, de exemplu, mie mi se pare peste codul fiscal, diverse situații. Ce contract de comodat ai făcut când ți-ai făcut sediu? Ce contract de... Sigur că atunci când înregistrezi sediu, dai un contract de comodat. Unii au făcut cumva, să zic că i-a întrebat registrul comerțului, unde va fi sediu? Și a zis, bine, nu știu, în debarau aia de 6 metri. Și au fost primării care au cerut, evaluează-mi 6 metri pentru că ai declarat că ai sediu în 6 metri. Deși taximetriștii nu se plimbă cu mașina în cei 6 metri. Prin urmare, aici activitatea, când nu ai activitate economică, ești în această poză. Dacă ai activitate economică acolo, a apărut noul filtru. Ai declarat suprafața sau nu ai declarat? Dacă nu o declari, declar că nu o declar, cum spuneam, nu o declar, atunci ești în varianta în care se aplică noul articol 459.3, se aplică cota de 0,3. Dacă ai declarat suprafața, apare următorul filtru. Deduci cheltuielile cu utilitățile sau nu le deduci? Dacă nu deduci cheltuielile cu utilitățile,
atunci este nou articol din codul fiscal, ai declarat suprafața, nu deduci cheltuielile cu utilitățile, înseamnă că nu mai ai raport de evaluare, primăria va calcula ea cât este valoarea impozabilă și va aplica cele două cote de impozitare pe suprafețele pe care tu le-ai declarat. Mm-hmm. Da? Dacă însă deduci cheltuielile, apare o altă, și asta vine deja din normele codului fiscal. De unde știi suprafața? Poți să o știi din documente cadastrale sau nu poți afla, pentru că într-un apartament nu ai de unde să știi cât este suprafața și nu poți evalua jumătate dintr-o cameră dintr-un apartament. Și atunci, dacă nu rezultă din documentele oficiale, din cadastru, atunci este pe declarația pe proprie răspundere a contribuabilului. Mm-hmm. El îți spune, uite, asta mi este suprafața, și atunci va face un raport de evaluare contribuabilul pe întreaga clădire în ipoteza nerezidențială. Sau rezultă din documente și atunci contribuabilul va cere doar raport de evaluare pe partea unde scrie N, nerezidențial, pentru suprafața respectivă. Pentru restul va calcula autoritatea locală. Da? Deci cumva pe această logică am încercat să prind tot ce înseamnă prevederile actuale privind utilizarea mixtă. Poate că e de ajutor la cei care se uită să decidă în ce zonă se află ei. Asta, pentru că chiar asta a fost, de fapt, una dintre întrebările cititorilor. Ei nu înțelegeau filozofia din spate, pentru că plăteau gunoiul de 8 ori mai mult dacă erau pe persoană fizică. Dacă erau pe firmă decât pe persoană fizică. Acum ați explicat foarte bine. Deci a rămas, după părerea mea, intenția a fost bună, dar ca în multe alte situații, nu este dusă până la capăt cum trebuie. Pentru că puteau să scape de foarte multe complicații dacă o paranteză, două cuvinte dintr-o virgulă, le scoteau de acolo și se actualizau și norme. Da? Plus că primăriile la acest moment cumva sunt în dificultate, sau cred, pentru că contribuabilii ar trebui să declare pe proprie răspundere. Da. Ei nici nu știu că trebuie să declare, că n-au apucat să citească și am vorbit cu primării. Au oameni simpli care nu se uită la noi acum, care au și ei o casă acolo cu... Nici nu știu ce să facă la primărie când ajung. Și cum nici primăriile nu știu toate să le explice chestiunea asta, e o... Se întâlnește ăla, știi? Da, e o chestiune de asta fără sens. Adică ar fi trebuit primăriile să pună la dispoziție eu am și făcut la un moment dat, dacă vreți, o trimit, un model de declarație pe care ar putea, cu bifarea acestei scheme, să vină oamenii să bifeze. Dom'le, ți-am declarat suprafața? Dacă da, bifez că am utilitățile. Dacă nu ți l-am declarat cele două, bifez că nu-ți declar suprafața pentru că nu o cunosc. Și atunci primăria cu asemenea declarație știe ce are de făcut. Dacă ai bifat doar punctul 3, îți aplic 0,3%. Dacă ai bifat punctul 1, mă interesează dacă ai utilități sau nu. Dacă nu ai utilități, atunci îți calculez eu. Dacă ai utilități, te trimit să vii cu un raport de evaluare. Logica ar fi simplă, dar trebuie înțeleasă. Problema e că avem multe primării, avem multe opinii și nu avem o gândire unitară. Că fiecare casă cu obiceiul ei. De aceea revin și spun că principalul furnizor de informații acum pentru contribuabil să fie protejat de o creștere a cotei, de un litigiu prin care să-și recupereze banii sau de orice fel de deranj ulterior, ar fi să vadă care este poziția, din păcate, neunitară a autorității locale. Mm-hmm. Îți mai spun un lucru, din cât am înțeles, poziția autorităților locale nu este generată de acest articol despre care noi am vorbit, al mutării de la 3 la 5 ani. Pentru că au fost multe articole în codul fiscal care au avut impact. Unele se suprapuneau peste niște hotărâri de Consiliul Local care au fost date deja în decembrie, gen ce bonificații se pot aplica. Prin urmare, intrarea în vigoare ar fi încurcat și alte decizii pe care Consiliul Local le luaseră deja. De aceea, unele dintre primării preferă înțelegerea intrării în vigoare mai târzie a actului pentru a nu încurca și alte decizii pe care le-au luat deja. Dar noi suntem în cea mai mică postură aici să decidem că e corect sau nu e corect într-o formă sau alta. Mie mi se pare de ordinul absurdului ca cetățenii din România să discute cum să aplică o lege. Adică nu avem noi destule pe cap, ci trebuie să ne împărțim și acum în alte două maluri cum să aplică o lege. Unii citesc și toată lumea a devenit jurist acum.
citesc articolul 4, ni se pare că e într-un fel, altora se pare în alt fel. Când legea trebuie să fie foarte clară, atunci sau nu atunci, ca oamenii să știe ce e de făcut. Dar parcă ne plac, nu știu cum, controversele astea. Nu știu, nu era totuși deci mai eu... simplu că na, primările de primării practice cu Ministerul Dezvoltării să le ajute, nu știu, mai, să nu mai existe haosul ăsta de acum. Ministerul Dezvoltării a dat un comunicat care e clar. Da, pe care l-ai văzut. Legea a intrat în vigoare în termen de 3 zile. Îl găsești pe site-ul Ministerului Dezvoltării. Ce mai vrem mai clar de atât? Dar primăriile spun, domnule, nu cred eu în au spus, nu modifică prin comunicate o lege. Prin urmare, nouă să ne spună mai clar. Știi ce cred eu că e aici? De fapt, ce se întâmplă în societatea românească? Este, să folosesc termenul corect, se uită care poate să fie responsabilitatea individului. Pentru că deciziile primăriilor nu au treabă cu contribuabilii, nici cu bugetul. Au treabă cu responsabilitatea funcționarului care va interpreta într-un fel sau altul și care se acoperă cu ceva. Funcționarul de la ghișeu se acoperă cu opinia șefului. Șeful lui se acoperă cu opinia juridicului. Juridicul se acoperă cu opinia primarului. Primarul se acoperă cu opinia, nu știu, asociației municipiilor sau a șefului de partid. Da, șeful da. De partid cu a președintele. Președintele ca al Dumnezeu. Nu știu până unde se duce chestiunea asta. Dar, în orice caz, e o problemă de responsabilitate. Și cum lucrurile sunt neclare și cum România s-a văzut că poți la un moment dat să fii considerat vinovat dacă ai aplicat legea cum ai crezut tu, atunci am ajuns în această situație în care preferă să nu facă cu orice fel de risc pentru contribuabil decât lucrurile să fie clare. Eu așa interpretez aceste indecizii, pentru că pot să înțeleg și pe cei care nu vor să aplice. Au și ei fricile lor. Și știu, s-a venit Curtea de Conturi, ne-a amendat și după aia tot noi a trebuit să plătim. Să vină să ne spună acum controlul ce avem de făcut. În această poză ne aflăm în acest moment, din câte cunosc eu. Sunt tare curios cu ce o să se întâmple în următoarele luni acum și ce o să vină, cu ce o să vină de fapt Curtea de Conturi, că asta e important. Da. Pronosticul pe care îl fac eu este că va veni, că legea trebuie să intre în vigoare în 3 zile și că cel mai prudent pentru cei care întâlnesc cu ateuri sceptice este să-și facă evaluarea, să scape de orice fel de grijă. Până deci, la urmă, asta să știe și contribuabil. O fac acum. Asta este ce văd eu ca, cum să spun, situații posibile. Nu vreau să spun contribuabilor ce să facă, ci vreau să-i îndrum să ia decizia, punând pe masă tot ce a scris voi, cu poate ce veți prelua din ce am discutat noi astăzi. Cred că au un 360 de grade la acest moment, arătându-le și documentele, au un 360 de grade cum stau lucrurile în această fază în 1 februarie. Pot să ia decizia. N-am avut clienți, de exemplu, în evaluare care au știut, le-am anunțat din timp că s-a întâmplat asta când a apărut legea și am spus să decideți ce faceți, ca să știm și noi cum ne organizăm. Și au venit și au spus, noi am analizat, vom face evaluările și vom decide dacă le depunem, nu le depunem, vom vedea ce vom face. Alții, după ce a apărut hârtia din 22 ianuarie și au sunat la primărie, au spus, primăria ne-a spus că nu este obligatoriu, nu va crește cota. Noi ar fi să plătim o cotă majorată, că n-am plătit data trecută și am plătit oricum impozit mai mare și atunci preferăm să amânăm până în 2023. Este un drept pe care companiile îl au prin codul fiscal și se poate întâmpla în această formă. Dar, repet, datorită acestui moment în care ne aflăm, autoritatea locală este cea care poate să spună punctual cum se vede legea de acolo, de la ei. Da, deci să meargă tot cu toții către primării. Asta este sfatul. Bă, să nu meargă deodată, că s-ar putea să zică n-au voie mai mult. Că după aceea se consideră că e meeting. Noi nu trimitem oameni la meeting. Să dau un telefon, să trimit un e-mail. Dar informația pe care o capătă să fie oarecum de la autoritatea locală. Deși poate era de fapt mult mai simplu să informeze direct primăria pe site-ul propriu și să dea toate informațiile. Poate a făcut asta primăria, să se uite pe site-ul propriu. Nu știu câți din cetățenii din Băscăuți au obiceiul să se uite pe site-ul primăriei, dacă o exista, să vadă ce comunicate sunt. Da, probabil se vor duce și... Pe Facebook comunicate primăriile, dar nu toți oamenii au cont de Facebook. Da, sau da. Nu toți primesc informația, că și cu Facebook. De unde știi câtă lume primește, tu comunici la primărie? Câți ori primi în feed-ul lor informația ta? Asta este black box-ul, dilema serioasă a perioadei pe care trăim. Ce-ți se pare că comunici și toată lumea ar putea să vadă, de fapt, ar putea. Nu că tu crezi că văd. În realitate, ar putea să vadă
și te vei mira că tu ai pus o pâlnie de aia mare, o groază de informații și te desubte așa, o țavă foarte mică, a ajuns într-o mică direcție. În situația asta ne aflăm. Ce să facem? Ne adaptăm. Vă mulțumesc mult de tot. Cu mare drag, sper că a fost cât de cât. Dacă mai e nevoie de orice fel de chestie... Nu, mi-ați spus mai multe decât de ce... Eu aveam foarte multe întrebări, dar ați trecut dintr-una într-o alta că mi-ați răspuns la toate întrebările. Eu aveam vreo 7-8 întrebări. Deci mi le-ați luat pe toate. Auzi, poți să pui întrebările dacă să spui că a fost interviu, tu e, nu, e foarte ok, cum este important să înțeleagă oameni și acum cred că toată lumea va înțelege. Prea mult ștergi din ele și din mult poți să faci puțin, important e să ajungă la oameni ceea ce le este util. Oricum, o să pun și video, o să fac și textul cu totul, cu bumbi, cu pe înțelesul tuturor. Chiar acum o să încep să mă apuc de material și vă dau și link-ul după aia. Sunt curios. Pentru tine este mai clar acum decât era ieri dimineață când am început? Clar. Nu, acum am înțeles cum trebuie. Ieri nu prea știam, pentru că niciodată pe partea asta de legislație, pe clădiri, niciodată nu m-am aplicat asupra ei. De fiecare dată am fost pe partea cealaltă, pe cod fiscal. Asta știi că nimeni n-a vorbit de articolul ăsta până acum.